Bine v-am găsit, pasionații ai utilajelor! Odată cu pandemia, au apărut și întârzierile pe lanțul de aprovizionare cu echipamente agricole și de construcții și, totodată, indisponibilitatea unor anumite utilaje. În unele cazuri, dacă vă doriți un excavator nou, de exemplu, trebuie să așteptați până la 24 de luni să vă fie livrat. Însă cine își permite să aștepte 2 ani pentru un utilaj când trebuie să înceapă un proiect de construcții? Sau, dacă ne raportăm la agricultură, trebuie să culeagă recolta? În acest context dificil privind achiziția de echipamente noi, soluția este orientarea către piața second-hand. Vânzările de utilaje la mâna a doua cunosc o creștere constantă și, pentru că viitorul este nesigur, și cumpărătorii sunt mai precauți. Au în continuare nevoie de echipamente agricole sau de construcții, dar preferă să plătească mai puțin pentru ele. De cealaltă parte, orice persoană vrea să obțină cel mai bun preț posibil din vânzarea utilajului de care nu mai are nevoie sau pe care vrea să îl schimbe cu un model mai nou. Secretul obținerii unei sume mari de bani este expunerea de care beneficiază produsul, implicit numărul de oameni la care ajunge anunțul de vânzare. Odată ce v-ați decis să vindeți un utilaj, păstrarea acelui echipament în curtea dumneavoastră înseamnă o gaură în buget. Cu fiecare zi, săptămână sau lună în care utilajul nu se vinde, va trebui să cheltuiți bani cu depozitarea, mentenanța, inspecția și eventual cheltuielii de marketing și de promovare. Produsul trebuie prezentat într-o manieră convingătoare și anunțul de vânzare trebuie să se distingă în fața ofertei masive de echipamente agricole și de construcții aflate la vânzare. Sunt multe site-uri cunoscute unde puteți posta anunțul de vânzare a utilajului, însă problema acestora este că atrag și oameni neavizați, respectiv cumpărătorii care își doresc alte produse, haine sau electronice. Prin urmare, puteți să apelați la un dealer de echipamente agricole și de construcții care vă oferă opțiunea de buyback sau pur și simplu vă plătește utilajul fără să fie nevoie să achiziționați altul nou. Totuși, luați în calcul că o firmă vă va oferi mai puțini bani decât valoarea de piață a produsului dumneavoastră. Trebuie să facă și ei profit, nu-i așa? În acest context, dacă vreți să vă ocupați personal de vânzare, luați în calcul plata unor servicii de promovare a anunțului, o constatare tehnică a utilajului, întocmirea documentației și, desigur, încărcați-vă cu multă răbdare. Va trebui să răspundeți la zeci de apeluri telefonice, sute de întrebări și multiple tentative de negociere. Cel mai probabil va fi nevoie să vă întâlniți cu mai mulți potențiali cumpărători și să le demonstrați că produsul dumneavoastră este în stare bună de funcționare. Orice modalitate de vânzare ați alege, este deosebit de important să fiți sincer și transparent în ceea ce privește starea de funcționare a utilajului. Prin oferirea unor informații veridice, le veți câștiga încrederea cumpărătorilor și veți obține un preț bun de vânzare. Ajută dacă aveți un jurnal al utilajului, în care v-ați notat intervalul reviziilor sau piesele schimbate. Perioadele de service și mentenanța trebuie scoase în evidență, pentru că pot atârna greu în decizia de cumpărare. Pe lângă un raport tehnic detaliat, ajută ca imaginea de ansamblu a utilajului să fie una bună. Aici putem include poze de înaltă calitate, de preferință făcute de un fotograf profesionist. Totodată, un produs nu va atrage prea mulți clienți dacă nu arată bine, indiferent de vechime sau prețul cerut. Prin urmare, vă sfătuim ca utilajul să fie cosmetizat înainte să fie listat la vânzare. Asta înseamnă să revopsiți zonele zgâriate și să înlocuiți eventualele componente avariate. Bineînțeles, o curățare exterioară și o împrospătare a interiorului vă vor crește șansele de vânzare. Noi trebuie să ne oprim aici. Până data viitoare, la cât mai multe tranzacții încheiate și să auzim numai de bine!